Următorul nostru invitat are o meserie pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Folosindu-se de internet, strânge fonduri pentru copii cu probleme grave de sănătate care necesită intervenții chirurgicale de urgență. Asociația Salvează o inimă, pe care a înființat-o Vlad Plăcintă, nu a salvat doar o inimă, ci peste 200. În 5 ani de zile s-au colectat peste 2 milioane de euro. Cum a reușit Vlad să ajungă la această performanță și să aducă împreună pe platforma online 45 de mii de donatori din toată lumea, aflăm din reportajul următor. Mă numesc Patriciu și sufer de leucemie. Pentru a învinge, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Costul tratamentului este foarte mare. Apelez pe această cale la bunăvoința și ajutorul dumneavoastră să o putem salva pe Anastasia. Sunt Bogdan, am 9 ani, sunt bolnav de leucemie. Vă rog să donați la Salvează o inimă, vreau să trăiesc. Patriciu, Anastasia sau Bogdan și-au pierdut copilăria în spital. Doar trei exemple din rândul celor foarte mulți care se nasc cu malformații grave. Pentru cei mici, fiecare zi înseamnă o luptă cu ei înșiși, cu propriul organism. Pentru părinți însă, durerea de a fi martori muți ai suferinței pruncilor lor se împletește cu grija costurilor pe care le ridică boala. Tratamente, spitale, analize, drumuri dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta. Micuții pe care tocmai i-ați văzut au primit însă o inimă nouă. O inimă nu pentru că ar fi avut probleme cardiace, ci pentru că viața lor de acum înainte are un nou suflu. De exemplu, Patrick a avut nevoie de peste 30.000 de euro și peste 2.000 de oameni i-au picurat câte un strop de sănătate prin donațiile făcute, totul online. Vlad Plăcintă, un tânăr din satul Boscoteni, aflat la 40 de kilometri de Botoșani, s-a gândit să folosească vocea internetului pentru a face cunoscute cazurile unor copii cu probleme grave de sănătate și care necesită intervenții chirurgicale de urgență. Iar când pui suflet, nu ai cum să dai greș. Ne se cerea suma de 200 de milioane. Cred că undeva în jur de o săptămână de zile s-au strâns toți bănuții. E un om de milioane, cred că dacă nu era dumnealui, cred că Antonia nu era. Am avut gândul acesta, pot să spun, de mic, de a face ceva, nu neapărat de a schimba lumea, că lumea nu o schimbăm dacă nu ne schimbăm noi, de a schimba ceva în jurul meu, de a mă bucura împreună cu cei din jurul meu, sau de a vedea omul că e fericit pentru un lucru mic. Tatăl odată mi-a dat un cuvânt care m-a mișcat. Mi-a spus așa, dacă vedeți un copil orfan și aveți o ciocolată, o împărțiți în două, că lui n-are cine să-i dea. Când eram mic, sincer, vă spun, îmi doream să fiu șofer. Șofer de tir. Nu știu dacă asta ajuta mare lucru pe cei din jur. Mi-am dorit să mă fac, la un moment dat, călugăr, monah, să intru în viața monahală. M-a avut chiar gândul ăsta, dar am zis că nu-i de mine. Vă spun, sincer, până în clasa nouă, nu fugeam așa mult la biserică, ca să zic așa, dar m-am atras mai mult stând la internat la școală ca să scăp vinerea de stat la meditație, fugeam la taina Sfântului Masul la biserică și m-am apropiat. Dar eram atașat de mici, de cărțile părintelui Cleopa, de exemplu. Prima etapă a fost că am făcut un blog creștin-ortodox, Botoșuneanul Ortodox, se numea, n-am mai avut timp să mă ocup de el începând această activitate și am pus acolo rubrica apeluri umanitare. S-a adresat creștinilor din regiunea Botoșanului. Eu cu gândul spuneam, fiind un blog creștin-ortodox, lumea se va îndrepta și către apeluri umanitare. De hramul mănăstirii Zosin, de Adormirea Maicii Domnului, acum 6 ani de zile, aveam 25 de ani, acum am 31. Mergând la mănăstire, era o familie care împărțea niște flyere. Copilașul lor cu tetrapareză spastică. O boală cumplită. Am luat acel flyer și am spus hai să-i trec și eu pe blog și aveam numărul de telefon. Și am început să trimit în numele mamei, că am spus trimite eu în numele meu, cine știe de mine, nu mă bag nimeni în seamă. Și luam rolul mamei și începeam să rog blogări, luam bloguri, lăsam comentarii, lăsam la contact, luam ziare, le trimiteam, mă rugam de ei, rugam părinții,
munceam foarte mult. Știu că atunci trebuia să vreo 7.000 de euro. Se părea o sumă mare. În cât timp? Mare. Că pare un demers. Undeva la vreo 3 luni de zile de muncă. Acum 7.000 de euro îi strângi într-o zi, în câteva ore. Și m-am dedicat lor. Am mers de zilele Iașului și a Sfântei Cuvioasa Parascheva la Iași cu flyere. M-am împărțit acolo, de zilele Voronei, am împărțit acolo. Văzând cei din mediul online, mă ocup cu asta, m-au rugat să-i ajut pe ei. Făceam blocul, luam rolul mame, o luam de la capăt și am avut așa vreo 12-13 campanii până să fac organizația. Am făcut blogul meu să fim oameni ulterior pentru a prezenta doar cazuri umanitare și ulterior am zis să fac organizația. M-am dus la Bătoșan să fac un eveniment caritabil și mi-au spus, dar cine sunteți? Au spus, am un blog și vreau să fac un eveniment. Păi aveți un statut, aveți ceva. Acum e normal, nu poți să te duci oricine așa. În 2014, făcând un magazin online caritabil, cu haine pentru copii, îmbrăcăminte, și aveam parteneriate cu magazine la nivel național, am dat de un buton care m-a trimis pe o platformă de donații online în America. Mi-a plăcut ideea. Transparență, ei ofereau atunci, în America, oferea pentru fiecare donație un serviciu în schimb. Donatorul oferea $20, primea de $20 o zi la spa sau manicură sau pedicură, ceva servicii care încuraja lucrul ăsta. Și m-am gândit, hai să fac și o platformă asta. Și a doua zi am început să contactez câteva firme de web design și să fac platforma. Și le-am explicat cam ce aș vrea să fac. Ajunsese la faza de programare, de implementare, plăți. Și căutând pe internet programator, am dat de Marius Bucur, primul coleg, ca să spun așa, care a venit alături de mine și am scris acolo, uite, asta fac, asta. Și a spus, era cu soția lui. Citeau povestele și plângeau amândoi. O să-s gata, fac gratis. Inima asociației a început să bată în decembrie 2012 și de atunci a reușit să salveze 220 de copii. La campaniile umanitare organizate s-au alăturat peste 45.000 de persoane și companii românești și internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații de peste 2 milioane de euro. Unde nu poate acoperi statul din punct de vedere medical, intervenim noi și ajutăm. Asta e rolul unui ONG. Să pui umărul la problemele societății. Prima donație a fost de 20 lei. Eram atât de bucuros, cel mai mult am strâns 200.000 de euro la un copil. Pot să spun că într-un an de zile, dar treptat, ne-am ocupat și de ceilalți. Dar ce am achitat total a fost 200.000 de euro. Donațiile la început se făceau în lei, ulterior am trecut la euro, ca să putem ieși cumva și la nivel internațional. Putem pune, de exemplu, dacă luam un caz de 10.000 de euro, noi trebuia să punem vreo 45.000 de lei și părea mult. Și am zis, psihologic, am luat-o, trecem în euro ca să pot spun toată suma integrală a cauzei. Începusem, ca să zic așa, aproximativ 1.000 de euro și acum am ajuns și la peste 300.000 de euro, mai ales în decembrie lunar. Pot să spun că cea mai mare sumă donată a fost 32.000 de euro de la o companie din București. Din afară, cea mai mare sumă a fost tot așa, 30.000 de euro, care aveam un caz care trebuia operat la gât, copilul ăla de 5 ani nu mai mâncase pe gură. Și mă uitam așa pe campanie, era duminică, venise la Sfânta Liturghie, mă așezasem aici, verific site-ul, conturile, e-mail-urile, chiar dacă e duminica, le verific să nu blocheze conturile, să știu de luni ce fac. Și mă trezesc cu telefon din Portugalia. Spun, hai să răspund, na. Și duminica nu prea răspund la telefon, am zis, măcar duminica să încerc să nu muncesc, ca să zic așa, și îi răspund, poate omul are o problemă, nu se descurcă pe site. Mă sună și spune, bună ziua, vrem să donăm 30.000 de euro. Și pot să spun că a fost o minune, într-adevăr. Eu la copilul ăla reușeam să strâng bani în timp, dar greu. A fost o minune că copilul, chiar după sărbători, că era aproape de sărbători, a mâncat pentru după 5 ani. Chiar au făcut un pariu cu medicii că după 2 săptămâni va mânca hamburger. Medicii din Turcia au considerat asta o minune și pentru ei. Cam 80% încă este acea reținere de a dona. La noi ne-am creat un, ca să spun așa, o comunitate de oameni care are încredere în noi, are încredere în cel care conduce organizația, dar le dau dreptate, pentru că e normal. Când donezi, nu capezi ceva la schimb, un serviciu, un produs. Ai donat bani, trebuie să vezi dacă se întâmplă ceva cu banii tăi. Eu îi apreciez foarte mult și pe cei care donează 2 euro și cei care donează 10.000 de euro. Chiar părintele Paisia Ghiuritu spunea un cuvânt așa, Dumnezeu se bucură pentru cei care merge și pe jos la biserică, se bucură și pentru cei care merge cu mașina. Adică
trebuie să avem inima deschisă. Și aici, la donație, le dau dreptate, pentru că noi am creat sistemul online, de o lună de zile am început să punem și facturile care le plătim, le spunem oamenilor, avem la rubrica sponsor, fiecare om care face donațiile în cont, îi trecut acolo cu nume și inițială ce suma donat. Numărul meu e pus la dispoziție în cazul în care are vreo suspiciune de bani, de ceva. La unul chiar l-am dat extrasul să vadă ce bani se cheltuie în organizație, să nu creadă că domnul a donat atâția bani, rulează plăcintă și unii se duc banii. Nu, noi punem totul la vedere, nu mai punem actele medicale pentru că au fost lucruri care pe mine m-au deranjat, au luat actele, s-au dus, au strâns cu mapa și m-a deranjat lucrul ăsta și am zis că punem doar factura, acolo scrie asociația, numele meu, e de ajuns. Vlad coordonează toată activitatea din casa în care locuiește. Una dintre camere, cea mai mică, este atât birou cât și loc de rugăciune. Tânărul filantrop este vegheat în taină de sfinții din icoane. Pe lângă credință, mai are nevoie doar de internet. Iar conexiunea în satul Botoșănean nu este întotdeauna stabilă, un context aproape de necrezut dacă ne gândim că Asociația Salvează o Inimă este una dintre cele 4 organizații din țară care strânge fonduri prin SMS pentru cazuri individuale. E o bucurie, pentru că luând-o de la zero, luând-o dintr-un sat unde nu îl știe nimeni, ca să spun așa, nu e o localitate turistică, nu e o localitate care se iasă cu nu știu ce produs în evidență. Aici am fost să fiu, cred că dacă eram și în altă parte, eu trebuia să mi-o fac la fel de bine, indiferent că sunt la sat sau la oraș, trebuie să o faci, indiferent unde te afli. Chiar spuneam, eu cu organizația pot să mă muci pe lună dacă am semnal la internet. Cu semnalul, acum s-a mai îmbunătățit, dar sunt zile când mai face probleme. Am avut zile când îmi venea să plângă că nu mergea. Una dintre piedici, așa piedici mai sunt. Sunt piedici la tot pas. Vlad caută cazurile care au nevoie de intervenții medicale de urgență, le prezintă poveștile, adună donațiile și se asigură că micii pacienți primesc îngrijirile de care au nevoie. Perseverența l-a ajutat ca, în scurt timp, să încheie contracte de parteneriat cu o clinică din București, specializată pe cardiologie și ortopedie, dar și cu un spital privat din Turcia. Așa a readus bucuria în zeci de familii. Una dintre acestea este familia lui David, un băiețel care s-a născut cu o malformație congenitală cardiacă. A venit chiar ca un cadou așa frumos pe 5 decembrie, în seara de Moș Nicolae. L-am născut prin cezariană, de 2,6 kg, micuț, foarte micuț era. V-au zis ceva la naștere? Da, mi s-a zis de la naștere că ar avea un suflu, dar să nu intrăm în panică, că încă nu se știe despre ce este vorba. Sunt copii mici care cu timpul li se închide, dar totuși este indicat ca la 3-4 luni de zile de la viață să facem un control mai amănunțit. Am aflat că David, într-adevăr, suferă de tetralogie falot. Deci probleme cu inima. Probleme cu inima, da. Ne-au zis din start că este nevoie de o operație, de o intervenție chirurgicală. Am mers la Târgu Mureș, la Spitalul de Stat. Bineînțeles, până acolo am luat legătura cu domnul Vlad Plăcintă, am apelat la asociație. De câți bani aveați atunci nevoie? L-am operat la Spitalul Monța. Ne se cerea suma de 200 de milioane. Ați fi avut de unde să o acoperiți? Nu, sincer, noi nu. Cu salariul care îl avem, nu ne permiteam, nu aveam de unde. Aveați încredere în momentul în care ați luat legătura cu el că se va rezolva ceva? Nu, sincer vă zic, nu aveam încredere 100%. Exact ceva de genul, hai să încercăm. Pentru că mai erau cazuri, mai sunt aici în oraș cu asociațiile astea. Ei n-au crezut că le dau bani, că unde lucrau ei, mediul ăla, ați apelat la asociație. Băi, ați vrea să-și, dacă îți dă 50% e mult. Dacă îți dă, hai să vezi cum dau ăștia bir cu fugițe cu banii tăi. Și m-am dus la ei, nu plăteam factura direct la clinică, atunci dădeam banii părinților în cont, păi să semnăm contractele să vă dăm banii. Și sunase soțul, că era la servici, sunase să vadă, cred că era într-o pauză. Și Elena îi spune, măi Cristi, a venit domnul Vlad, semnăm contract. Și am auzit, vorbeau, că erau lângă mine, și cât dă? Păi toți banii. A rămas așa.
noi oprim un 7,5% acolo sunt comisioanele către procesatoare de plăți, cu ne-am putut negocia cu cei din România, chiar ne-am înțeles și au scăzut foarte mult comisioanele. Cei din străinătate, PayPal, au scăzut, dar foarte puțin. Alea le plătim tot din donații, ca să spun așa, de se oprește până în 7,5%. Dacă rămân diferență, ajutăm alți copii sau pe ei, dacă mai au nevoie. Și am dat banii și au rămas așa surprins. Am fost puternici, dar cum? Eu nu plângeam de față cu soțul meu, soțul meu nu plângea de față cu mine. Deci ne feream unul de altul și apoi când ne întâlneam, ne găseam că plângeam unul cu celălalt. Ne feream de băiețelul cel mare, pentru că el nu înțelegea ceea ce se întâmplă. De multe ori mă întreba, mami, David, ce o să întâmple? O să moară? Chiar îmi punea întrebarea. Dar suntem mult mai uniți și până la urmă știți cum am gândit, că în viață fiecare om avem câte o cruce de dus, că e mai grea, că e mai ușoară, că e mai devreme, că e mai târziu, toți avem câte ceva de dus. E îngerul lui David, noi așa l-am numit de la început, îngerul lui David. E mult spus, pentru ei da, pare lucrul ăsta a fi un, să zic așa, înger pe pământ, nu știu ce, pentru că într-adevăr îi scoți într-un necaz mare. Dar eu pur și simplu îmi fac datoria. Unde sunt situat, în domeniul în care activez, îmi fac datoria. Pentru că dacă fiecare îmi face datoria acolo ne aflăm, indiferent de domeniul de activitate, cu orice domeniu de activitate este pus în slujba aproapelui. Producem biscuiți, producem pentru aproapele. Ducem un produs din stâng, de la punctul A la punctul B, îl facem pentru aproapele noastre. Noi așa trebuie să conștientizăm locul de muncă. E un om minunat, nu știu, noi am rămas așa... O legătură, o prietenie mai frumoasă. Deci mereu s-a interesat de David, mereu ne suna ce face David, cum e David, venea acasă la noi, îl vizita. Ce să mai zic, David? Îl vedem mâini, poi mâini fotbalist. E mare, crește, frumos. David este bine. Este bine în sensul că nu mai are nevoie de operație, nu mai ia tratament. Bine, a avut unele întârzieri, avea un an și trei luni și el încă nu mergea. Acum e hopul cu vorbitul, dar o să vorbească. A început să zică că îl cheamă David, a început să numere 1, 2, 4, 5, dar e bine acum. Dumnezeu e mare și are grijă. A avut grijă de ce a fost mai greu. Antonia a prins aripi cu sprijinul asociației. Are 4 ani și 4 diagnostice greu de acceptat pentru orice părinte. Cei 11.000 de euro de care avea nevoie s-au strâns în 2016 în câteva luni. Am născut-o pe 12.09.2012, totul de curs normal până la 2 ani și 2 luni. A făcut o convulsie febrilă, așa a spus medicii. S-a dat tratament antiepileptic, urmat investigații de 3 ori pe lună. Intram cu ea internat în spital, mi se simțea rău, se dezhidrata din cauza crizelor epileptice. Dar până la 2 ani n-ați observat nimic la ea? A fost un copil obișnuit? Da, a fost un copil obișnuit care a mers, care a vorbit, mă striga mama, mama mea îi spunea baba, treceam pe lângă o biserică, făcea cruciță. Are retard sever în dezvoltarea neuromotorie, are epilepsie, are tetrapareză spastică, are boala Lyme, îi suspectă și de sindromul Rett. Anul trecut a fost întâmplarea să întâlnesc cu mămică, care mi-a spus de această clinică privată din Târgu Mureș, clinica de medicină hiperbară. Mi-a spus că costurile sunt extrem de mari. De anul trecut, din vară până acum, m-au făcut progrese de nu veneam nici a crede. La prima tură de oxigenare, a doua zi, a făcut primii pași, se sunte de mine. La a doua oxigenare am dus-o într-o stare deplorabilă pentru că i s-a ridicat tratamentul antiepileptic și a început să facă convulsii zi și noapte, o lună de zile. Făcea 7 crize pe minut, ajungea și la 8, nu mai știam ce o să fie. Era jalnic anul trecut. Eram fantomă prin casă. Vă spun sincer, eu nu credeam că copilul ăla îl puteam salva. Și am vorbit zilele trecute cu ea, mai vorbim pe Facebook, mai urmăresc activitățile și am întrebat ce mai face Antonia. Și a spus că e foarte bine, de la 40 de crize de epilepsie, lunarul a ajuns la 5. E un lucru extraordinar. Și a zis că știe exact când le are.
din mâncat pasat a ajuns să mănânce normal. Bravo, mama! Bravo! Hai sus! 6 ani trebuie să fac oxigenare. Pentru 15 zile costă 7.500 de lei. Domnul Vlad a pus pentru cazul nostru 11.000 de euro. Mă întreabă cum și-a revenit Antonia, ce face Antonia, când plecăm la Târgu Mureș, cât stăm, dacă avem nevoie de bani să-i spunem. Știam că acolo sus ne iubește cineva. Că dacă i s-a dat, a învins de 3 ori moartea până acum. Mai aveți și alți copii? Nu, ea e singura. Singura și mi-am dorit-o foarte mult. Când a început ea să îmbolnăvească, pentru mine a fost un șoc. Apreciez foarte mult pe mama fetiței, că luptă și e singură și luptă cu copilașul. Aș fi în stare să și cerșesc pentru ea. Îmi dă putere ea și știu că nimic în viață nu e întâmplător. Așa a vrut Dumnezeu, asta este. Plâng, mă ridic, dar știu că deși Dumnezeu îți dă și forța care ai nevoie. Din 100 de cazuri care apelează, sunt nevoie să resping 20. Nu pot să fiu super om. Încercăm să ducem la bun sfârșit, nici nu-mi place să amăgesc omul. Cred că la 2 cazuri n-am reușit. Din punct de vedere medical, n-am putut să fac nimic. La început mi-a fost foarte greu. Vorbești cu părinții ori întregi la telefon, îi încurajezi, îi înțelegi, îi explici și la un moment dat îi trezești că spune puiul meu a murit. Când sper că totul e bine. Am avut caz că urma să facă transplantul și era bine, trebuia să merg acasă și eu ce-a dat inima. Vă spun să zic, e cel mai greu moment cu unii părinți care copiii lor s-au stins, n-am mai avut curaj să vorbesc. Parcă mă simt eu vinovat că n-am putut să fac mai mult. Dar așez, vrei, nu vrei. Chiar să nu vrei, nu ai cum. Oamenii ăștia plâng la telefon, oamenii ăștia râd când ajung copiii. În mediul online avem 148 de campanii deschise. Campanie înseamnă un copil. Da, campanie înseamnă un copil. Deci 148 de copii am făcut strângeri de fonduri public și am ajuns la 248 care am ajutat. O mai fost nevoie pentru unul să ducă urgent în Republica Moldova pentru o operație de 2000 de euro. Am ajutat. Că avem persoane care donează inclusiv pentru o cauză, sunt care donează în organizație. Atunci coordonăm acești bani să meargă către acei copii. Pe lângă asta mai avem un proiect, două ediții, sperăm și anul ăsta, cu o fundație din Elveția, care ne-a sprijinit în primul an cu 46.000 de euro, al doilea an cu 116.000. pentru copii cu malformații grave ale inimii. Avem un partenerat cu Fundația Trafigura din Elveția, care ne sprijină, un proiect foarte frumos. Angajații de acolo se duc la un maraton la Lozan, aleargă pentru organizația noastră și operăm copii. Avem partenerat cu Spitalul Monza din București. Domnul doctor Mircea de Cotul de acolo ne sună, ne spune, avem un copil, iau jumătate din bani sau nu au nimic. Am avut de la casă de copii care am operat, am avut din familie sărace care nu au posibilitatea să salveze copilul. Cu ajutorul fundației și cea mai deschis doar pe cardiologie, că și denumirea asociației Salvează Inima, de aici am pornit, peste 50 de copii operați pe inimă. Copii care din 50, unul singur a murit. Avem copii din toată țara, din zona Dobrogei, din zona Transilvaniei, a Moldovei. Avem și de peste Prut, din Republica Moldova, copiii pe care am ajutat. Uneori am fost privit așa, dar ce s-o termina copiii la noi? Sau, dar nu sunt români de-ai noștri, nu-i din neamul nostru. Câte persoane au luptat pentru a salva sute de suflete? Vlad se laudă cu o echipă mică, dar inimoasă, 10 persoane. El nu doar că a mobilizat români din toată lumea, ci le-a oferit și celor din jurul lui oportunitatea de a contribui cu resursele și timpul fiecăruia. Eu consider că dacă noi erau băieții, că suntem, cred că, toți băieții, în afară de mama mea, care e vicepreședinte, și doamna contabilă. Și soția. Soția, da, soția încerc să nu prea o implic, că ea plânge la fiecare caz, ea plânge când aude că a murit un copil și încerc să îi dau actele să ocupe de partea, să am actele puse la punct. Chiar vorbeam cu PR-ul care se ocupă de media, Tanase Tasente, a spus, sperai tu vreodată cu articolele tale către presă să salvezi viața unui om? Nu credeai. I-am spus programatorul la fel, Marius Buc,
Marius, tu credeai de la un calculator să ajuți la un sistem care l-am gândit, l-am creat împreună, salveze viețile unui oameni? Nu te gândeai. Lui Gabi, care se ocupe de media, el din dormitorul lui a făcut studio. Avem ambasadori, persoane publice, fratele meu care știe foarte bine engleza. Păi hai, tu faci asta pe engleză. Deci fiecare îi dau să ne bucurăm cu toții, nu? Să plângem cu toții, dar să ne și bucurăm cu toții. Avem și psiholog, care este și preoteasă, și o mamă extraordinară. E duhovnic în spatele meu și a familiei care ne impulsionează. Sunt momente care spui că nu mai e. Nu. În început erau mult, erau și desă. Da, sunt momente pentru că, având și o familie, având și o copii, cam te pune pe gândit. Am creat un sistem și un site, ca să spun așa, cât mai simplu și mai accesibil pentru donatori. Nu l-am complicat cu fel și fel de butoane. El intră pe salvează-o-inima.ro, accesează o cauză. Acum lucrăm la o nouă temă în care va apărea butonul donat pe prima pagină. Accesează o cauză în care vede suma necesară. Așa, are trei butoane. Are donează prin card. Are donează prin PayPal, că am avut multe cereri prin care oamenii aveau cont de PayPal, și prin firmă în care compania, accesând butonul, completează un chestionar, să spun așa, și automat îi dă contractul completat pe cauza respectivă. Am creat sistemul. În cadrul campaniilor apare mai ales spoturile video, în care lumea să aibă încredere, copilul ăla face un apel, familia face un apel. Mai jos apare, aici în campania de SMS, apare când am început campania, nume, prenume, vârsta, suma necesară, informații foarte puține momentan despre diagnostic. Pe oamenii de rând caută pe Google unde se tratează copilul și ulterior povestea, conturile și iarăși butoanele donații. Automat când face donația, eu contorizează automat dacă duce procesul la bun sfârșit. Și automat vede că dacă a donat 2 euro, s-a schimbat suma de aici, de sus, de la, să zic, 64.370, ajunge la 64.374 de euro cel care face donația. Mai avem donațiile prin SMS. Donatorul vede în timp real și știe, a, la copilul ăsta mai trebuie 10 euro, mai trebuie 20 euro. Uneori se mai depășesc sumele. Noi am făcut profilul donatorului. 80% e mamă, sunt și oameni simpli, sunt și bătrâni care donează, sunt și oameni cu bani care donează. Acolo e mai greu de ajuns, dar eu consider că tot noi trebuie să reparăm ca să ajungem la ei. Ca să le demonstrăm că noi într-adevăr facem. De exemplu, Fundația Trafigura, suntem singura organizație din afara cercului ei care ajută, că ajută în anumite țări unde au filiale. Noi suntem în afara filialei și ajută la noi. Chiar anul trecut îi spunea unei tineri angajate acolo la Trafigura, Simona, îi spunea că anul ăsta nu facem campanie pentru copiii din România. Trei persoane din compania Trafigura au spus: cât e operație pe inimă? Păi în jur de 4.000-4.500. Și spunea că, eu donez pentru două inimi și mai pune fundația încă două, deci am patru inimi are. Și calcula așa și avea patru inimi salvate. E un lucru îmbucurător. Eu consider că ei privesc lucrul ăsta și ca o datorie morală, dar unii și ca o datorie creștinească. Că milostenia, cred că e cel mai frumos lucru pe care îl poate face. În toată activitatea asta, și medical, și financiar, 99% contează credința. Nu exagerez, pentru că eu așa spun, le spun și părinților, măi, datoria voastră e să vă rugați. E și datoria mea. Chiar îmi povestea o mamă care face tratament copilului în străinătate și îmi spunea că el nu mai are putere să roage. Când înainte citea catiste și am spus, și acum ce faceți? Acum zic că stau așa și spun, Doamne, fă ce știi tu, ajută-mi copilul. Și plângea mama și spun, pe de asta e rugăciunea. Asta îmi doresc și de la părinți și de la copii. Nu să-și reia viața cum au avut-o, poate cu căderile lor, cu neputințele lor. Să facă ceva în plus pentru ei, pentru cei din jur. Adică, prin ce au trecut să fie o lecție de viață și pentru ei și pentru noi. Pentru mine, ei sunt o lecție de viață. Eu mă clatin la câteva probleme mici, așa, mă refer personale, dar la problemele lor se clatin cu totul.
ajungi la depresie din cauza banilor, vezi copilul neputincios, pe mie îmi răcește copilul și mă tem. Dar să-l văd, tot nu mă ace. În afară de banii pe care îi colectează online, Vlad organizează și evenimente caritabile, astfel încât să poată ajuta cât mai mulți copii. Și parcă ți-e greu să crezi, văzându-l, că un om care se gospodărește singur, într-un sat pe care riști să îl ratezi dacă nu ești atent la GPS, care se bucură de pământ și de roadele lui și ai cărui modele sunt Sfinții Părinți, a reușit să creeze cea mai mare platformă caritabilă online din țară. Îmi doresc să-mi fac treaba în continuare bine, îmi doresc să îmi mențin oameni aproape, din echipă, organizație, cu timpul chiar să mai vii oameni doritori să facă ceva ceea ce nu facem cei care suntem în interior organizație. Și eu sper să o duc până la pensie și dincolo de ea.